Hai și tu. Ne intrăm în nebună aia. Aici avem pui de anul acesta. Doar 3 maturi avem aici, doar în ei, restul cam aproximativ 19-20 de pui. Ia dădui să mănânce că să iese. Ia uitați-i pe ăștia ăștia. Nu se dau și jos să mănânce, ia uitați. Ce faci? Si mă băiat, hai. Să iau și pe ăștia de aici, uite, uite, uite. Să-i dau și pe aici jos. Să mănânce și ei. Ia uitați-i pe ăsta, mă bată ăsta nebun ăsta. O, bă, nebun. Hai și tu la mâncare. Mâncarea asta este. Bineînțeles că am mai adăugat eu niște alune. Am una pe afară, cred că e lovită de erit. A fost lovită și nu cred că a intrat la loc. Haideți să le dau să mănânce și puișorii mici, că îi stresez. Da, uitați-o pe asta aici afară. Asta e lovită de uliu. Trebuie să încerc să o prind, dar nu cred că pot. Hop. Uitați, hop, hop, ia uitați-o de... F-a lovit aici. Și nu prea poate să zboare. Hop, hop, gata. Ales că a aterizat bine. Aici avem compartimentul de matcă. O să fac un videoclip și la compartimentul de matcă. La matcă nu prea am multe noutăți să vă spun. Să vă arăt doar porumbii de la matcă doar. Dar într-un alt videoclip o să vă prezint. Astăzi m-am făcut video cu puii. Aici sunt cu boxele, iar în partea cealaltă au dignitorile. Au mâncat acum, pe și apă. Nu mai las afară, că au stat toată ziua. Pui zbor în jur de 45 de minute, mai mult nu zbor. Deci dimineața, dacă le dau drum dimineața la ora 7, 45 de minute, maxim 50. La liber, fără steag, fără nimic.